La realizarea unei scene sau unui caracter sau unui obiect simplu, indiferent că este pentru un joc video sau pentru un film, se începe de obicei cu câteva schițe, apoi urmează procesul de modelare. Procesul de modelare este destul de complex și necesită timp. De obicei, în studiourile de gaming sau producție de film, sunt specialiști care se ocupă numai cu modelare. În lecțiile anterioare ați văzut câteva noțiuni simple de bază despre modelare și am făcut acest roboțel. Aici am modelat o navă spațială, aici am făcut un diploma, să spunem așa, aici un caracter, aici altă navă spațială și așa mai departe. Proiecte care le-am făcut cu ani în urmă după sute de ore de tutoriale și workshops. După cum vedeți, toate aceste modele au ceva în comun și anume sunt de culoare gri. Pentru a le face mai spectaculoase, trebuie să adăugăm culoare, textură. Acum vine partea a doua a procesului de creație, și anume cel care a modelat, să spunem, caracterul, trimite proiectul mai departe la cel care se ocupă cu textura și shading. De asemenea, și acest proces este foarte complex și în funcție de cerințele proiectului pot fi implicați mai mulți specialiști. Cu siguranță ați văzut că la unele jocuri noi personajele sunt aproape reale, adică nu mai arată desen animat cu câteva culori, ci sunt foarte multe detalii definite. De fapt, se pot face azi personajele să arate ca niște actori adevărați și cu greu ai să-ți dai seama dacă este real sau doar un caracter 3D modelat. Dar deoarece încă nu este așa ușor de fabricat o placă video ieftină să rendeze aceste detalii în timp real, studiourile de gaming folosesc softul de rendare încât să îndeplinească cerințele plăcilor video actuale. Mai târziu în curs, când o să discutăm despre rendare, veți vedea că sunt mai multe tehnici de rendare și softuri de rendare cu care putem obține imagini aproape ca în realitate. Aici vă las un link în descriere și anume pe canalul de YouTube a celor de la Autodesk există un video despre cum a fost folosit Maya la producția Avatar, iar actorii au fost folosiți doar pentru animarea personajelor, iar în rest totul a fost făcut virtual și rendat foarte real. Acum, cum adăugăm textură unui obiect în Maya? În lecția anterioară ați făcut rapid cunoștință cu Hypershade și ați văzut că putem realiza diferite materiale care le putem personaliza cu ajutorul editorului de atribute. O să fac în viitor un curs numai despre Hypershade, dar acum vreau să ne concentrăm doar pe o altă tehnică care se numește UVs Mapping. În limbajul 3D o să întâlnim des un termen tehnic numit UV Mapping. Tradus așa în română, maparea UV este o tehnică de aplicare a unei texturi 2D unui obiect 3D. Iar U și V reprezintă axele unei imagini 2D, în timp ce X, Y și Z sunt axele pentru obiectele modelate 3D. Cu alte cuvinte, luăm o imagine care este în 2D și o înfășurăm în jurul unui obiect 3D. În practică, designerii 3D folosesc termenul UVs, deci se pronunță UVs. De exemplu, am aici în Photoshop o imagine care prezintă o textură de lemn, iar aici am la fel ceva textură de lemn, dar am și un text în colțul din stânga sus. Acum, cum aplicăm unui obiect 3D o imagine de 2D? Voi realiza un cub, mergem la Create, la Polygon și voi realiza un cub. Îl voi scala, apăs R, îl fac un pic mai mic și îl mut aici undeva. Pentru a înțelege cum funcționează UVs Mapping, imaginați-vă că aveți un cub în fața voastră și acum îl desfaceți în toate fețele lui, exact cum vedeți aici în imagine. Acum, cu acest cub selectat, voi merge în UVs Editor și ăsta îl putem accesa odată apăsând pe această iconiță de aici. Dacă mergeți cu mouse-ul pe A, o să apară aici un pop-up unde scrie UV Editor, Texturi Coordinate Mapping View.
sau în meniul de sus la UVs, UV Editor. Și se va deschide o fereastră nouă, la mine este într-un alt monitor și așa arată fereastra. Și vedeți aici exact cubul nostru cu toate fețele lui. În acest UV editor putem de asemenea să facem zoom, să mutăm fereastra cum dorim noi și așa mai departe. Acum, în această imagine puteți observa două linii albastre, una pe verticală și una pe orizontală. Linia de pe orizontală este axa U, iar linia de pe verticală este axa V. Voi muta această fereastră într-un alt monitor. Mergem la Windows, mergem la Rendering Editor și mergem din nou în Hypershade. Iar aici voi crea un material nou. Să spunem un Lambert. Îi dăm un nume Test. Și mergem aici la Color și apăsăm pe această iconiță de aici. Va apărea această fereastră și voi alege Checker. Și aplicăm acum cubului această textură. O mut în celălalt monitor. Cubul este selectat. Și voi da click dreapta pe acest material și zic Assign Material to Selection. Acum mergem din nou în UV Editor și avem această textură acum aplicată aici. Dacă dorim să vedem textura aplicată și aici în Viewport, este destul să mergem sus la acest meniu și să apăsăm pe acest buton care înseamnă Textured. Apăsăm și vedem textura aplicată și în Viewport. Acum, fiți atenți! Dacă, de exemplu, vreau să selectez fața asta de aici, da? Mergem în Face și selectez fața asta, veți vedea că în UV Editor avem și aici selectată fața responsabilă pentru această parte, da? Este un pic cam dificil acum de lucrat aici, deoarece eu de obicei în practică lucrez cu două sau trei monitoare, iar aici va trebui să împing fiecare fereastră în monitor ca să vedeți. În fine, dacă aleg această față, vedeți, avem fața selectată. Putem să alegem două fețe cu Shift și vedeți, acum avem aici două fețe selectate. Asta înseamnă că fiecare față din cubul nostru are un loc în această textură și astfel putem să definim foarte precis cum va arăta obiectul la urmă. Pentru a vedea un pic mai bine, voi apăsa acest buton Image Dimming și acum vedem în textură și forma cubului aici. Acum nu știu dacă vedeți voi pe ecranul voi cum văd eu aici la mine, dar se observă conturul cubului. De asemenea, dacă selectez fețele aici în UV Editor, vor fi prezentate și în Viewport. Vedeți dacă merg aici sau aici, vedem această față. Aici este fața din lateral. Și așa mai departe. Da? Deci este foarte, foarte simplu. Ok, acum cum procedăm cu roboțelul nostru dacă vrem să-i aplicăm o textură? Deoarece aici este un pic mai complex. Aici avem un cilindru, avem mai multe forme. De exemplu, dacă selectez capul, în UV Editor vedeți această formă ciudată. Da? Am aranjat în așa fel aici ferestrele UV Editor și Viewport încât să le vedeți pe amândouă în același ecran. Bun, cum procedăm aici? De exemplu, am pentru capul robotului câteva texturi care le-am luat și de pe internet. Aici este un albastru, nu este nimic deosebit, dar aici avem
câteva elemente de design. Asta este responsabilă pentru spatele robotului, asta este pentru corpul robotului, pentru cap și așa mai departe. Cum procedăm? Dacă selectez capul robotului și mă duc în UV Editor, clic dreapta, pot alege aici UVs. Asta înseamnă că pot alege toate aceste puncte de aici, din UV Editor, fără să modific ceva aici în viewport. De exemplu, dacă mut ăsta aici undeva, vedeți, în viewport nu se întâmplă nimic care să afecteze robotul. Acum voi merge aici în Object Mode, de fapt în Face Mode, și voi alege toate aceste fețe. Facem așa un select și aleg cu Shift și aceste fețe. Cu Shift click pe prima față și apoi un dublu click pe a doua față și va fi selectată toate, vor fi selectate toate fețele de jur împrejur. La fel fac și aici, Shift, dublu click aici, Shift, dublu click aici. Și acum am toate aceste fețe selectate. Acum va trebui să îmi fac ca un fel de schiță în 2D pentru capul robotului. Pentru aceasta mergem la UVs și căutăm aici opțiunea asta Cylindrical. Dăm click pe aceste opțiuni și multe opțiuni aici nu avem, putem să o închidem. De fapt, puteam să aplicăm deja. Mai fac încă o dată Cylindrical și vedeți aici în UV Editor avem, să spunem, o schiță a acestui cap. De exemplu, acum dacă selectez toate aceste fețe, vedeți, vor fi selectate și aici în capul robotului, da? Și dacă apăs W, le pot muta unde doresc, fără să distrug robotul. Deci, imaginați-vă că am luat ceva din spațiu 3D și l-am proiectat în 2D acum. De asemenea, pot să fac și o scalare aici, să spunem că vrem să introducem într-un pătrat aici. Ceva de genul. Da? Acum putem să continuăm cu restul capului. Și anume, mă pot duce direct în UV Editor și aleg aceste resturi care au rămas. Și vedeți, acum sunt selectate acele părți care nu au fost selectate în prima fază. Acum cu aceste fețe selectate merg din nou sus la UVs și mergem din nou la Cylindrical și la fel am făcut o schiță acum. Va trebui și pe asta să o scalez un pic, apăsăm R și o facem mai micuț, apăsăm W și o punem pe aici pe undeva. De fapt pot să o fac și mai mică. Așa ceva. Și acum vreau să mai fac ceva aici. Vreau să selectez aceste fețe separat. Mergem aici. De fapt sunt în Face Mode. Aleg fața asta și dublu click pe următoarea față și sunt selectate toate fețele de sub pălărie. De asemenea, am scăpat, acum sunt apoi, selectăm și fețele astea, cu Shift și dublu click aici, selectăm și fețele astea. De asemenea, luăm și fețele de sub antenă, click aici, cu Shift și dublu click aici, selectăm și aceste fețe. Și să vedem ce fețe să mai luăm, astea de aici, de sub gât, să spunem, cu Shift și dublu click. Și mai facem aici o schiță. Iar acum mergem din nou la UVs, dar de data asta luăm planar proiecțion.
aici. De fapt, facem un control Z și merg înapoi la UVs și mergem pe opțiuni. Și mă asigur că aici este Fit Projection to Best Plane. Și apoi aplicăm Apply. Și pot să închid asta acum. La fel, aici facem o scalare R. Să facem schița asta mai mică. W. O mutăm pe aici pe undeva. Cam așa ceva. Și acum văd că am aici o problemă. Ce-o fi asta? Linia asta o selectăm și ne uităm. Aici este la antena această față. Mergem în Face, selectez fața asta de aici. Mergem în UVs, în planar și la fel o scalare și să spunem că ăsta e capacul de la antenă. Îl mutăm și pe ăsta pe aici pe undeva. Și cam atât a fost în această lecție, în următorul video continuăm. Ați văzut cum realizăm UVs și anume realizăm pentru o componentă dintr-un spațiu 3D, o, să spunem, o schiță într-un spațiu 2D. Da? De exemplu, pentru acest cap am realizat mai multe schițe care mai târziu vor fi umplute cu anumite texturi. De exemplu, în Photoshop am o textură pentru ochi, am o textură pentru gură și așa mai departe. Da? La fel am și pentru spatele robotului și pentru corpul robotului și așa mai departe. Acest roboțel va fi ceva simplu, dar într-un alt video vom vedea noțiuni mai complexe despre UVs. Da? Până atunci, ne auzim în următoarea lecție, numai bine. Ciao!